încredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate. S O S. Bună seara, sunt Cristian Erdei și mă bucur să ne revedem. Nu cred să fie cineva străin de subiectul acestei emisiuni, pentru că vorbim despre singurătate. Și aș vrea să vă întreb cât e de greu oare în ziua de azi să fim singuri și mai ales cât e de greu să găsim un suflet pereche într-o lume nebună în care nu avem timp nici măcar să stăm de vorbă așa egal, ca de la om la om. Voi avea în această emisiune trei invitați și vom vorbi despre singurătate din trei perspective diferite. Fiecare se confruntă cu această problemă și fiecare s-a gândit la unele soluții pe care le-ar putea adopta într-o astfel de situație. Într-o măsură mai mică sau mai mare, singurătatea face parte din viața fiecarei persoane. Însă există situații în care ea poate deveni un mare dușman al nostru. Cel mai greu e de sărbători. Să ne fie frică oare de ziua în care în paharul de la oglinda din baie va fi doar o singură periuță de dinți? O persoană mai timidă are o șansă mai mică să-și găsească o parteneră? Asta te-a oprit pe tine? Cei trei invitați din această ediție SOS ne vor dezvălui cât de greu este să-ți găsești sufletul pereche. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu fac parte dintre femeile acelea care au nevoie neapărată de sex. Se simt împliniți neavând un partener de viață sau se simt izolați și deprimați de faptul că sunt singuri? Bună seara, sunt împreună cu cei trei invitați din această seară, cărora vreau să le mulțumesc în primul rând pentru că au avut curajul să discute despre acest subiect foarte înfricoșător al singurătății. Glumesc și vreau să o salutăm pe Oana. Mulțumesc mult, Oana, pentru că ești aici. Cu mare plăcere. Pe Gheorghe și pe Florin. Spuneți-mi dacă ați avut așa vreo reținere să vorbiți despre faptul că nu aveți o relație de cuplu de o vreme. Nu, din punctul meu de vedere, nu. Crezi că vor fi oameni care se vor, nu știu, vor judeca într-un fel sau altul? Sau poate ați gândit că vor râde de voi sau așa ceva? Întotdeauna vor fi oameni care vor fi pregătiți să te eticheteze pentru simplu fapt că nu ai o prietenă. Toată lumea își formează idei despre tine și li se pare ciudat că vii în fața televizorului să vorbești despre problemele tale. Ca și cum ai face psihologul în fața televizorului. Li se pare foarte ciudat că vii și ai o deschidere față de... Da, vezi, ne-am confruntat cu mentalitatea asta pe tot parcursul acestei emisiuni și sper să reușim undeva să facem o breșă în acest tip de a vedea lucrurile. Haideți să pornim discuția cu ce s-a întâmplat cu... în trecut cu voi, adică ați avut relații anterioare, poate mai lungi. Oana, cum a fost în cazul tău? Prima relație pe care am avut-o a fost la 17 ani, a durat aproximativ 2 ani. Ne-am despărțit din motivul, să zic, distanței, pentru că eu am venit la facultate la Cluj, el a mers la Iași. Și al infidelității. Din partea? Lui. Lui, să precizăm. Da. Și după asta? Apoi am urmat încă o relație de 2 ani. Nu înțeleg de ce ne-am despărțit, pentru că am întrebat ce s-a întâmplat. Nu am primit răspuns. Apoi a fost o relație de 6 ani și una de 5 ani. Deci relații destul de lungi. Da. Cea mai mică a fost 2 ani. Da. Iar în ultimele două relații, nu știu, ți-ai explicat de ce v-ați despărțit? A fost clar pentru tine sau nu? Da, în relația de 6 ani era, după părerea mea, o incompatibilitate din punct de vedere al caracterelor, ca să zic așa. De ce a durat 6 ani relația asta? A fost o conjunctură de factori. În primul rând, tatăl meu era foarte bolnav în perioada aceea și... el spera să mă vadă măritată la casa mea. Atunci eram conștientă că relația nu va merge, dar am hotărât să o mai amân, această despărțire, până când probabil tata nu va mai fi, pentru că n-am vrut să-l dezamăgesc. Și undeva ți era teamă să nu fii singură, să spunem? Da, și din teamă de singurătate. Adică e un paradox pe care... aș vrea să-l spun și telespectatorilor, cred că îl știți mulți dintre dumneavoastră. Undeva poate ne simțim uneori singuri
mai singuri într-o relație decât fără o relație. Și o să vorbim despre asta astăzi. Gheorghe, la tine cum a fost? Bine, eu am avut o relație de 2 ani jumate, prima relație a mea. La ce vârstă? De la vârsta de 20 de ani până la 24. Și ne-am despărțit, pentru că unele chestii nu funcționează. Și atunci am spus că mai bine așa, să ne despărțim și... Deci așa cumva nu erați pe aceeași lungime de undă, să zicem? Da, oarecum așa n-a fost aceeași lungime de undă și poate fiecare vrea altceva. Și înainte de 20 de ani, nimic, fiindcă știi, eu sunt uimită, vorbesc așa cu prietena aia mai tineri și, nu știu, relațiile încep undeva acum pe la 14 ani, da, 12 ani, nu știu. Adică am încercat relații, dar nu știu, nu a ieșit, nu a fost acea scânteie sau ceva și nu. Am încercat, da, multe erau așa. Urmezi tu. Spune că ai emoții la început emisiunii. Eu aș vrea să încercăm să depășim emoțiile, pentru că, până la urmă, nu facem nimic rău că vorbim despre niște lucruri personale prin care toți trecem la un moment dat. Cum a fost? Momentan, din punctul meu de vedere, sunt cel mai lipsit de experiență, dacă se poate spune, în acest domeniu. Eu, momentan, nu am avut nicio relație de lungă durată, o relație serioasă, din diferite motive. Fie că nu am reușit să depășim acel grad de amiciție care se ducă spre altceva, fie pentru că pur și simplu nu s-a putut, din diferite motive. Dar tu ai încercat, Florina? Adică ai propus asta unor fete cu care spui că erai prieten? Sigur că da. Tot începe, cred că în cazul tuturor, printr-un grad de prietenie, care trece mai departe la un grad de ceva mai mult pentru o persoană, dar în momentul în care cealaltă persoană nu răspunde cu aceleași sentimente, va fi foarte greu să se întâmple ceva. Și din păcate, din punctul meu de vedere, de cele mai multe ori așa a fost. Oana, vreau să te întreb pe tine asta, fiindcă tu ai avut mai multe relații de-a lungul timpului și destul de lungi. Ai remarcat ca tu să cauți, să spunem, la acești bărbați anumite lucruri pe care să le aibă în comun? Nu știu, ceva care să semene de la o relație la alta? Nu cred că aș putea să găsesc ceva care să semene la fiecare. Erau dintre... foarte diferiți. Da, povestea cu infidelitatea s-a întâmplat doar în una din aceste relații? Nu, în toate. Nu poate să fie asta un element comun al acestor relații? Între... Ba, poate. Poate. Crezi că ai făcut ceva, a depins de tine, ai repetat anumit fel de a fi care a dus la acest deznodământ al infidelității sau pur și simplu s-a întâmplat? Da, probabil. Mi s-a reproșat la un moment dat că aș fi prea posesivă. Pe de altă parte, mă gândesc că poate am lăsat prea mult de la mine și n-am zis lucrurilor care mă deranjau pe nume la momentul respectiv și am făcut prea multe compromisuri, din punctul meu de vedere. Gheorghe, cât e de greu în ziua de azi să cunoști o fată care să-ți placă la vârsta ta, la 24 de ani? Păi, câteodată poate fi greu, pentru că, nu știu, pui niște întrebări și rămâi cu întrebările puse, nu-ți răspunde sau... De ce nu-ți răspund fetele? Nu știu. Poate au diferite motive să nu răspundă, nu știu. Deci n-am ajuns la concluzie anume în care nu o să zic că nu mă răspunde din motivul ăsta. Sau, nu știu, nu mi-am dat seama până acum. Și deci tu, practic, ai ieșit din aceste încercări de a întâlni pe cineva cu acest sentiment că parcă nu ți se spune pe șleau dacă e albă sau neagră? Da, sau... oarecum așa. Am întrebat în orice, deci nu numai în relație, în orice altfel de domeniu sau câteodată pun întrebări și rămân întrebările, nu răspunde. Mă gândeam, Florin, în cazul tău, acum, întrebarea e mai personală, nu se supără nimeni dacă nu răspunzi sau dacă, nu știu, prefer să ții asta pentru tine. Pentru un tânăr de 24 de ani, din punct de vedere sexual, e greu să nu aibă o relație stabilă, o viață sexuală, spunem așa, tipică, regulată? Nu neapărat, pentru că nu trebuie să confundăm niciodată partea sexuală cu ceea ce înseamnă o relație. Pentru că dacă cineva începe o relație doar din punct de vedere sexual, atunci aceea nu e o relație. În momentul în care vrei să începi o relație, începi o relație bazată pe niște sentimente, pe ceva pe care vrei să faci. Atâta timp cât începi doar o relație pentru simplu fapt că persoana respectivă arată bine și vrei să întreții relații sexuale cu ea, e ca și cum ai avea doar relații de o singură noapte. N-ai fost tentat să faci asta? Nu
nu consider că este un stil de viață care cel puțin mi se potrivește mie. Știi că asta m-a pus pe gânduri cumva înainte de a vorbi cu voi și când aveam noi discuția de dinaintea emisiunii. Pentru 24 de ani să căutați o relație stabilă pentru mulți oameni ar părea să fie așa o chestie foarte demodată. Adică de ce nu te-ar interesa să fie așa? O săptămână cu o fată, după aia cu alta? De ce nu? Nu știu, nici mie nu mi se potrivește. Adică e o chestie așa, pe când cunoști o persoană, să treci la altcineva. Mi se pare... Nu mi se pare ok. Atunci, de ce nu? Nu știu, nu e în firea mea și... Mai bine stau cu o persoană, o cunosc, vorbesc cu ea, orice problemă se poate discuta, se poate rezolva. Uh-huh. Și cam așa văd eu o relație. Nu, de-abia o cunosc și după aceea dai papucii să... Uh-huh. Continuăm discuția, vreau să urmărim ce părere au oamenii, clujenii, despre dificultatea de a avea o relație de cuplu în zilele noastre. Să urmărim un reportaj în acest sens. Cât de greu este astăzi să-ți găsești partenerul de viață, sufletul perechi? Cred că e destul de greu. De ce? Deoarece mi se pare că astăzi toată lumea își caută persoana potrivită, sufletul pereche și cred că așa ceva nu există. Din cauza pretențiilor pe care le avem și aspirațiilor pe care le avem, pentru că și noi personal probabil avem anumite aspirații și atunci trebuie să avem pe cineva care să ne înțeleagă și să ne ajute și așa mai departe. Nu știu, sufletul pereche nu știu dacă chiar există. Sau dacă există, tot timpul se întâmplă ceva ca să nu se poată cei doi să fie împreună. Cât de greu este astăzi să ne găsim partenerul de viață, sufletul pereche? Sufletul pereche pot spune că se găsește destul de greu. De ce? Pentru că fiecare caută ceva special, caută ceva diferit, caută să se asemene cu acea persoană. Cred că e posibil să ai norocul să dai peste el foarte repede sau să trebuiască să ai ceva răbdare până găsești toate calitățile care consider că ai nevoie pentru cineva alături de care să-ți petreci o viață. Depinde ce partener cauți. Dacă cauți un partener distractiv, le găsești în cluburi, fetele, știi? Dacă cauți una de viață, poți să le găsești în bibliotecă. Dar nu e nimic foarte clar, tot e relativ. Oriunde poți să găsești ceva, trebuie să fii dezinhibat, să fii tu însuți. Credeți că este mai greu astăzi să ne găsim partenerul de viață sau sufletul pereche? Da. N-am argumente, din propria experiență, de vreo, din 2003, tot caut, încerc. Dar, nu știu, situație materială, stresul, alte stresuri față de ce era acum 15-20 de ani. Ce stresuri? Locuri de muncă, siguranța viitorului, siguranța unui cămin, până la urmă. Suntem din nou împreună și vorbim despre singurătate. Oamenii spuneau de sufletul pereche, mă gândesc câți mai credem în suflet pereche și câți mai vedem faptul că poate, nu știu, o singură dată ai parte de o relație cu adevărat, acea relație, nu? Nu se vorbește despre mai multe suflete pereche, ci de una. Voi ce părere aveți? Gheorghe, ce zici? Păi, cred că e doar una care, nu știu, suflet pereche, să spun așa. Tu ești foarte romantic, să știi. E doar una. E doar una. Adică a doua nu o să mai fie la fel. Prima o să fie cea mai specială, cea mai memorabilă. Matale? Da, consider că există un suflet pereche pentru fiecare. Și e doar o singură dată în viață? Se întâmplă asta sau poate mai ai o șansă? Sau mai multe? O singură dată în viață. Oamenii vorbeau de diferite modalități prin care un om singur să încerce să găsească un partener sau o parteneră. Florine, tu crezi în internet, în întâlnirile astea, în felul ăsta de comunicare? Nu, sincer, cred că ăsta este un mod prin care încerci să-ți maschezi defectele și încerci să scoți în evidență doar ceea ce e bun la tine. Încercând prin modul acesta să-ți atragi anumite persoane. Doar că nimeni nu stă să se gândească, totuși va veni și momentul în care te vei întâlni față în față cu persoana respectivă și atunci
persoana respectivă, dacă va fi dezamăgită, tu vei avea mai mult de pierdut decât a avut persoana respectivă. Pentru că, de multe ori, aceste lucruri sunt luate în derâdere. Dar nu crezi că ar putea să fie un început de comunicare între doi oameni care ar putea ulterior să transforme într-o relație profundă? Din punctul meu de vedere, nu. Atâta timp cât acea persoană a fost cunoscută pe internet sau în medii de acest gen, nu. Pentru ca să poți porni o relație stabilă și o relație normală, trebuie să o pornești cu o persoană pe care ai cunoscut-o în față în față. Pentru că atunci vei ști cel mai bine lucruri despre ea și cum e și dacă ți se potrivește. Știi, mă gândisem la părerea ta și mi-aduceți aminte că eu mi-am cunoscut soția printr-o comunicare pe internet. Dacă mi-ar fi spus cineva atunci, n-aș fi crezut într-o mie de ani lucrul ăsta. Probabil o fi una din acele excepții, unul din nu știu câți. Dar în cazul meu, se pare că a fost ok, chiar dacă sigur putea să iasă prost. Sigur că nu trebuie să generalizăm niciodată lucrurile astea. Se poate întâmpla că, cum ai zis și tu, dintr-o situație ca aceasta să iasă ceva foarte bun. Da. Ceva care să rămână pentru totdeauna. Dar, din păcate, șansele sunt foarte mici. De ce? Pentru că, cum am zis și mai devreme, lumea încearcă să își facă o imagine extraordinară pe internet. Acolo se întâmplă și mulți oameni care caută doar sex, să spunem. Sincer, din punctul meu de vedere, exceptând, să zicem, situația ta, care a avut norocul de a avea o situație bună, eu cred că da. Lumea încearcă să se distreze, lumea încearcă să-și caute noi orizonturi, dar din păcate nu cred că și le caută pentru a găsi ceva stabil. Caută ceva de moment care să înlocuiască poate ceva ce au pierdut sau ceva care ar vrea să facă în momentul de față, nu gândindu-se că mâine dacă va fi cu aceeași persoană. Dar agențiile matrimoniale, Oana, e o șansă pentru un om singur să apeleze la un astfel de serviciu? Din punctul meu de vedere, eu zic că nu. De ce? Nu știu. Mi se pare greu să găsești printr-o agenție matrimonială sufletul pereche. Deci îți pare așa mai o manieră mai puțin tehnică, mai tehnică sau mai puțin romantică sau ceva de genul? Da. Și cred că, în general, în ziua de astăzi, marea majoritate a bărbaților nu caută o relație stabilă. Ce caută doar, să zic, plăcerea de moment. Și femeile? Cu femeile e mai dificil un pic, pentru că marea majoritate a femeilor se implică sentimental mult mai mult într-o relație decât bărbații. E și cazul tău? Da. Gherghei, ai fost vreodată la o întâlnire din asta aranjată de prieteni? Un blind date din ăsta în care să nu știi cu cine te vei întâlni? Am fost odată. Da? Cum a fost? Nu mi-a plăcut. Pentru că n-am știut cine va fi, cum va fi și nu mi-a plăcut deloc că mi-au aranjat acei prieteni aceasta. Te-ai simțit cumva așa fentat, să spunem? Forțat mai mult. Forțat. Să fac o chestie care poate eu nu vreau atunci sau poate vreau altceva și atunci nu da, și apropo de forțare și de presiune, cei din familia voastră sau prieteni apropiați au reacționat cumva așa să vă bată la cap cu asta? Voi de ce nu sunteți cu nimeni? S-a întâmplat? Nu știu. Părinți? Familia, în rude. General. Da? Da? Cum reacționezi la așa ceva? Fiindcă, știi, părinții întotdeauna nu vor binele copiilor, adică nu e neapărat de criticat lucrul ăsta. Te-a deranjat? Pur și simplu, la început, da, mă simțeam iritată de aceste presiuni pe care le făceau. Ulterior le-am spus că probabil nu a sosit momentul. Și a fost ok așa? Da. Sau probabil că nu am găsit încă persoana potrivită. La tine? Din punctul meu de vedere, părinții au fost un aliat pentru mine, pentru că niciodată nu m-au presat. Ei întotdeauna au avut ideea că nu a sosit poate momentul, fata care va fi pentru mine, va fi. Și niciodată n-au încercat să mă împingă. Vai, repede, găsește-ți o prietenă, trece timpul, nu ți-ai găsit prietenă. Nu, ei erau cu gândul. În momentul în care o să-mi găsesc o prietenă, o să o am. Pentru că, într-un final, o să ajung și la acel moment. Pe de altă parte, am avut și prieteni, dacă se pot numi în anumite momente prieteni, persoanele respective, care cumva te etichetează ca fiind puțin ciudat pentru simplu fapt că nu ai avut nicio relație. Ei nu stau să gândească neapărat
de ce n-ai avut sau ce s-a întâmplat sau ce așteptări ai fi avut de la relația respectivă, este ciudat pentru ei că, cum zicești tu mai devreme, multe relații încep la 14 ani. Pentru mine, momentan, relațiile n-au început. Poate da, suntem foarte demodați cu chestia asta, cred, adică e... Vreau să întreb, apropo de etichetele celorlalți, voi v-ați gândit la un moment dat, poate și, nu știu, puși pe gânduri de ce spun ceilalți, că ați avea o problemă, voi, ca oameni, ceva e neregulă cu voi, sunteți ciudați, cum ai zis tu, și că de asta nu se întâmplă să fie relații? V-ați gândit la asta vreodată? Nu, personal nu m-am gândit asta, că mă etichetează cineva că aș fi ciudat sau... Nu. În cazul tău? Nu m-am gândit că m-ar eticheta cineva, ci pur și simplu mi-am pus eu întrebările că poate îmi lipsește ceva sau poate că... Și ai găsit răspunsuri acolo? La o parte din întrebări, da. La altele, nu. Poți să ne spui câteva lucruri care crezi tu că te-au împiedicat să ai o relație echilibrată, armonioasă, pe termen lung? Da, pentru că... După părerea mea, în trecut eram mult mai timidă, nu mi-arătam sau nu spuneam adevăratele sentimente, încercam cumva, probabil de frica a nu fi rănită, încercam să mă ascund, să nu fiu eu însumi. Anumite complexe fizice, să vă gândiți că ceva nu e în regulă în felul cum arătați, s-a întâmplat să vă treacă prin minte asemenea gânduri? Florine. Eu zic că de cele mai multe ori complexele acestea se creează pentru băieți. Deoarece, nu vreau să generalizez, dar multe dintre fete, în momentul în care privesc spre un băiat, privesc întâi spre partea estetică, spre partea corpului. Cred că o să te contrazică cineva din această... Bineînțeles, bineînțeles, fiecare are părerea sa, fiecare privește din punctul de vedere al ceea ce a întâlnit pe... Deci femeile, zici tu, să uită în primul rând la cum arăți? Din punctul meu de vedere, de cele mai multe ori, femeile se uită la modul în care, în modul în care arăți, în modul în care te îmbraci, în modul în care ieși în oraș. Se uită și câți bani ai sau nu? Se uită, din păcate, multe dintre fete. Nu ceea ce vorbim noi despre o relație stabilă, dar da. Fetele prima dată se uită la acest lucru și abia apoi reușesc să-și facă o imagine despre tine în interior. Nu vreau să generalizez. Am înțeles, sigur, e sigur, lumea, e părerea ta. Dar... Oana, cred că abia aștept să dai o replică la această părere. Da, consider că nu asta e lucru cel mai important. După părerea mea, nu contează nici aspectul fizic, nici funcția sau, să zic, banii respective persoane. Sufletul, cred că e cel mai important lucru. Continuăm discuția. Aș vrea să reamintim telespectatorilor să ne scrie pe Facebook, să împărtășiți cu noi poate unele experiențe de viață mai deosebite. Sunați-ne la 0737511554 pentru, de ce nu, chiar a fi invitați în acest platou într-o discuție liberă de prejudecăți. Revenim după publicitate. Rămâneți cu noi!